Planetariul Constanța. Este un planetariu mic, comparativ cu alte planetarii din țară, destul de mic. Și ca dotări, și ca dimensiunea aulei în care se proiectează planetele, bolta cerească. Recunosc că mi-aș dori un planetariu mai mare. Deocamdată nu este posibil să facem o altă clădire, cel puțin pentru moment. Totuși, am accesat un proiect european. Suntem în faza a doua la evaluare. Am trecut de prima fază cu succes. Fază care, dacă o vom trece, va însemna că vom avea un planetariu cu un proiector între cele mai moderne din România. Va fi un proiector hibrid, analogic și digital, un proiector care va prezenta cu acuratețe foarte mare, ultimă generație, un proiector care va prezenta bolta cerească cum nu ați mai văzut-o. Și atunci veți veni iarna cu micul mare la planetariu, veți vedea. Sperăm să se concluzioneze în 2018 acest proiect. Sperăm ca până în vară să-l avem. Dacă nu, la sfârșitul anului 2018, fiindcă așa sunt proiectele europene, au niște etape, nu ai cum să le treci. Este vorba de un proiect transfrontalier, un cross-border cooperation, prin care noi, împreună cu planetarul de la Varna, ne modernizăm. În acest proiect intră și comandamentul militar, Institutul de Marină Civilă și, nu în ultimul rând, clasa profesorului Băraru de la Liceul Mircea, Colegiul Național Mircea cel Bătrân, care cu copiii talentați și dornici de a studia astrofizica ne vor ajuta și vom face împreună nu doar prezentare, chiar și cercetare. Bolta cerească are multe să ne spună în continuare. Sunt foarte multe lucruri interesante și vom putea intra în lumea bună a observatorilor fenomenelor cerești. Sperăm să ne iasă. Va fi un proiector și pe lângă acel proiector vor fi câteva obiective, telescoape, care vor avea standarde științifice, standarde care înseamnă un nivel, o acuratețe a imaginii ce ne poate plasa în lumea bună a astrofizicii, în lumea bună a astronomiei moderne.